Un astfel de țurțure de gheață format la acoperișul clădirilor poate fi extrem de periculos, mai ales dacă pică de la înălțime. Nu de puține ori au fost cazuri când persoanele au fost rănite și au ajuns la spital în stare gravă din cauza acestor țurțuri. Așa că acolo unde se formează și unde proprietarii nu pot interveni, se cere sprijinul pompierilor. Un astfel de caz s-a întâmplat și la Colegiul Național Gheorghe Țițeica. Timp de mai bine de un sfert de oră, pompierii s-au luptat cu țurțurii formați la acoperișul sălii de sport. Este dificil, sunt condițiile meteo, trebuie lucrarea la înălțime, condițiile foarte vitrege și... Dar în fiecare an vă confruntați cu astfel de... În fiecare an ne confruntăm cu altfel de situații. Sunt periculoși acești țurțuri? Foarte periculoși. Mai, ținând cont că aici trec copii, se poate să cadă, să îi accidenteze persoane, tot ce trece pe aici. Este prima solicitare în această perioadă de iarnă venită pe 112 pentru îndepărtarea țurțurilor de gheață formați la acoperișurile clădirilor. În Speț, cum a fost cazul de azi, intervenția pe care au avut-o colegii mei de la detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin de îndepărtarea țurțurilor formați în jurul sălii de sport de la Colegiul Național Țițeica. Trebuie însă să știți că operatorii economici și proprietarii imobilelor au obligația să-și curețe singuri acoperișurile de sloiurile de gheață. Dacă nu se conformează, pot primi o amendă usturătoare.